Înainte, cum procedați? Cu ce mergeați și cât de incomod era față de cursa asta? Încă românii încă nu și-au dat seama că trenul îi cel mai bun de sigur și de mers la ora actuală. Au fost avioanele din Oradea care deja le-au scos, a să avea avion mâine, nu avea nimic mai departe.